În această ediție a emisiunii Din Viața Romilor, colonelul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, vine alături de noi pentru a răspunde întrebărilor despre răspândirea noului coronavirus, dar și pentru a explica de ce vaccinarea este o măsură de prevenție esențială pentru sănătatea publică. Împreună cu Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, invitații ediției de astăzi vă vor prezenta toate datele pe înțelesul tuturor, precum și un mesaj adresat comunităților de romi din România, din partea doctorului Valeriu Gheorghiță, invitatul nostru special de astăzi. De asemenea, vă invităm să vedeți cum s-au bucurat copiii din sectorul 5 de darurile oferite de Partida Romilor primite de la Moș Nicolae și vă prezentăm cum sunt încurajați și sprijiniți micii sportivi de la Clubul Scorpion București să facă mișcare și să ducă o viață sănătoasă. Copiii implicați în grupele de educație antepreșcolară din comuna Copăcel, județul Bihor, au primit premii din partea organizației Partida Romilor în cadrul concursului cu tematica Familia mea. Marian Daragiu, coordonatorul acțiunii și vicepreședintele Partidei Romilor, a subliniat rolul și importanța educației timpurii pentru copii ca premisă a unui start favorabil pentru un parcurs educațional de succes. Tot în ediția de astăzi, vedeți și mesajul deputatului Cătălin Manea din Parlamentul României de Ziua Constituției, dar și cum se implică Daniel Vasile, prim vicepreședintele Partidei Romilor, în viața comunităților de romi din zona Moldovei. Rămâneți alături de noi. Începe o nouă ediție din Viața Romilor. Respectând un frumos obicei din perioada sărbătorilor de iarnă, Partida Romilor Sector 5 a împărțit copiilor romi din zonă pachete cu dulciuri în dar de Moș Nicolae. În fiecare an, doar știți destul de bine că la Partida Romilor domnul Păun, președintele Partidei Romilor, împarte cadouri pentru copii, pentru copii mai fără posibilități. Să le faceți lor o bucurie. Bucurie, da. Inițiativa începută de mai mulți ani de organizația Partida Romilor dorește ca fiecare copil, indiferent de posibilitățile financiare ale părinților, să se poată bucura de o surpriză în ghetuțe, conform tradiției. Să vom întâmpla aceste evenimente de fiecare dată când vor fi ocazii pentru copii și sectorul 5, care este defavorizat, care știe toată lumea foarte bine. O să facem și noi din ce putem și din puterile care le avem. Peste 1000 de copii însoțiți de părinți au venit la sediul organizației Partida Romilor Pro Europa și au primit câte un dar de la Moș Nicolae, așa cum se întâmplă în majoritatea caselor în această perioadă a anului. S-au bucurat enorm când au văzut această frumoasă punguță de sărbători. Da. În rest, mulțumim partidului și organizației Pro Europa, sectorului 5, că putem să-i ajutăm cu ce putem. Am venit pentru copii să primească dulciuri de Moș Nicolae, cum este datina. Copiii sunt fericiți, suntem mulțumiți că i-am făcut fericiți. Cum vi se pare această inițiativă? Foarte bună, foarte bună. Nu ne așteptam, chiar nu ne așteptam din partea Partidei Romilor să facă, dar ei oricum fac. Sunt câte 10-15 copii de familie aici la noi în Rahova Ferentari. Sunt mai mulți copii. Extrem de entuziasmați, copiii s-au bucurat de darurile oferite de membrii organizației Partida Romilor și au ținut să mulțumească simbolic moșului pentru dărnicia sa. Te bucuri pentru ce ai primit? Da! Ce ai primit tu acolo? A moșu. Ai fost cu minte? Da. Tu ce ai primit? Cadouri. Te bucuri? Da. Așteptai cadouri de la moș? Da. Și ce îi spui tu acum, moș, pentru ce ai primit? Mulțumim. Văd că ai primit și tu un cadou. Da. Te bucuri? Da, foarte mult. Înveți bine la școală? Da. Ai fost cu minte? Da. Ce îi spui tu acum, moș? Că îi mulțumesc foarte mult pentru aceste cadouri. Ce ai primit tu aici? Bombane. Te bucuri? Da. Ai fost cu minte? Da. Cum te cheamă? Marin Cristian Florian Antonio. Și ce îi spui tu lui moș? Mulțumim pentru tot.
sprijinul Asociației Partida Romilor Pro Europa, Clubul Scorpion București se extinde pentru a oferi mai multe opțiuni educative copiilor romi și nu numai. Inițiativa pornită cu ani în urmă dorește să încurajeze o dezvoltare armonioasă a copiilor romi, dar și să descopere și să lanseze tinere talente. Clubul nostru, susținut în mare parte de Partida Romilor, de organizația de tineret, de domnul Nicu Păun, ne-au ajutat să creăm aceste condiții pentru copii, să-i atragem către sport. Ce am urmărit în mare parte nu-i greu de ghicit, încercăm să-i aducem din fața televizoarelor, din fața aparatelor de calculatoare, din fața telefoanelor, încercăm să-i atragem pe terenul de sport, unde să cunoască principale principii ale vieții, să-și facă prieteni, să înveți o alimentație sănătoasă. Știm cu toții beneficiile sportului, reduce stresul și depresia, reduce anxietatea, produce un somn mult mai liniștit, te menține sănătos. Își fac relații în sport, sunt relații de prietenie durabile. Durează zeci de ani, unii îmbătrânesc, se cunosc din primii pași ai... Învață spiritul fair play. Absolut. Învață stăpânirea de sine, au încredere în ei, învață să comunice, cum a spus și noastră, și peste toate acestea este viața sănătoasă pe care o aleg de bunăvoie și ținând cont și de timpurile pe care trecem din perioada aceasta neclară, aproape nu mai este obligativitate pentru cei mici să facă sport. Nu este o necesitate. Este un mijloc de a ieși, de a scăpa din mediul acesta online, de izolarea aceasta datorată pandemiei. Vin părinți și ne roagă, puteți face ceva, copilul stă 4 ore, 5 ore, 10 ore. Am un copil aici, să vi-l arăt. 10 ore pe calculator, nu se mai înțelege cu părinți. Învață foarte bine la școală, dar stă foarte mult pe calculator în lumea asta virtuală și nu-i bine deloc. Pentru că nu doresc să lase condițiile financiare să creeze diferențe între copii și pentru a le motiva ambițiile sportive, Partida Romilor împreună cu antrenorii au oferit micuților pasionați de sport premii constând în echipamente sportive, vitamine și dulciuri. Implicarea Partidei Romilor a fost una consistentă, Partida ne-a ajutat să închiriem acest balon. Vedeți că este foarte mare, condiții foarte bune, aproape de noi, în zona sectorului 5, Racova, Ferentari. Ne-a ajutat pentru achiziționarea echipamentului, care nu-i deloc ieftin și nu mulți copii își permit, adică aproape foarte puțin, foarte puțin își permit. Iar o bucurie mai mare pentru ei nu cred că ar fi alta, să-și facă prieteni, să aibă un echipament, să facă mișcare. Partida Romilor ne-a susținut și sunt convins că și pe viitor organizația de tineret, domnul deputat, domnul președinte vor susține, cum au susținut de ani buni, foarte mulți ani, mișcarea copiilor, sportul în general. Peste 100 de copii sunt înscriși la cursurile sportive organizate de Clubul Scorpion București cu sprijinul Partidei Romilor. Pentru a respecta măsurile sanitare impuse de pandemie, antrenamentele se derulează în grupuri restrânse, în funcție de vârstă și programul școlar. Sunt copii doar din zona sectorului 5, Racova și Ferentari, foarte mulți de etnie romă, învață foarte bine, noi avem și karate, facem și fotbal, facem și handbal, aproape orice sport care vine în întâmpinarea nevoilor lor. Copiii au aici ocazia nu doar să-și fructifice energia și abilitățile fizice și să-și dezvolte pasiunile, ci și să deprindă un stil de viață sănătos, învățând ce și când să mănânce, norme de igienă, reguli de comportament și disciplină utile în viața de zi cu zi. Sportul înseamnă să fim prieteni, să avem o echipă, să fim prieteni și în teren și în afara lui, să învățăm bine la școală. Nu uitați de mâncare, să mâncăm ceea ce trebuie, aveți listă cu tot ceea ce trebuie să mâncați, da? Vă rog să nu mai stați pe telefoane foarte mult. Câte ore ai stat azi? Nu am stat. Să nu stai? E mai bine să facem sport decât să stăm pe telefoane? Da! Da sau nu? Că nu v-am auzit. Da! Bun, nu mai stăm pe telefoane foarte mult, dormim cu telefonul lângă noi, nici pe calculatoare. Încercați să mâncați mâncare cât mai bună, nu prăjeli, da? Lichide, încercați să mâncați mere, am mâncat mere mereu noi, da? Mere sunt foarte bune după ce terminăm antrenamentul. În rest, fiți copii buni, ascultați de părinți acasă, da? Învățați, școala e foarte importantă, spune Ianis. Da,
Ok. Nu mai ai mere, Matei? Ai 4 mere? Foarte bine. Avem apă pentru voi, avem câte o ciocolată, avem niște vitamine pe care să le consumați, da? Dar nu mâncăm fără să întrebăm părinții, da? Vitamina o punem în apă, nu uite. Ce facem prima oară când mergem acasă? Ne descălțăm și mergem să ne spălăm pe mâini. După aceea ce facem? La ce ne ajută baia? Să ne relaxăm. Bun, și după aia ce trebuie să facem? Să mâncăm. Ne ajută la ceva dacă mâncăm? Da, să ne ajută energia. Energia. Foarte bine. Noi, tinerii de la Organizația de Tineret a Partidei Romilor, ne implicăm în organizarea acestui club, deoarece sportul este un domeniu anex educație. Educația, știți foarte bine, dă mari rezultate atunci când este aplicată în sport. Sportul este strâns legat de educație, iar educația este singura cale pentru a oferi o șansă mai bună generațiilor viitoare. Anul acesta, cu sprijinul Asociației Partida Romilor Pro Europa, copiii din sectorul 5, înscriși la Clubul Scorpion București, au beneficiat de acțiuni educativ-sportive și tabere, în care s-au bucurat de jocuri și competiții în aer liber. Indiferent de vârstă, copiii susținuți de Partida Romilor se bucură la fiecare antrenament de oportunitatea de a face mișcare și de a se reîntâlni cu prietenii. Înainte stăteam foarte mult pe calculator și pe telefon și aici, numai că învăț să jucăm fotbal, mi-am făcut și mulți prieteni. Aveai altă oportunitate să mai joci fotbal acum, în perioada asta? Nu. Înainte nu stăteam foarte mult, dar mai stăteam pe telefon, dar acum mi-am găsit o altă ocupație. Și îți place mai mult? Da. Îmi place să fac sport și îmi place aici să mă joc fotbal și vreau să învăț cât mai multe. De ce ai ales să vii aici la club? Pentru că îmi place să fac sport și îmi place fotbalul de când eram mic. Făceați sport la școală? Da, și eu mereu mă jucam fotbal. Ăsta e visul meu, să ajung fotbalist. Te-ai făcut prieteni aici la club? Da, tot. Pe unii mai cunoșteam dinainte și sunt apropiat de ei. Nu am mai avut ocazia să-mi văd prietenii, deoarece am stat în casă din cauza pandemiei. Cât am stat în casă, m-am obișnuit să stau pe tabletă, pe telefon, pe calculator și parcă nu mai vedeam realitatea. Te-ai făcut prieteni aici la club? Da, am foarte mulți prieteni, aproape toți de ei sunt prietenii mei. De ce ai venit tu aici la club? Pentru că îmi place să fac sport, să fac mișcare și te menții în formă. Și spune-mi, e o diferență față de perioada în care stăteai acasă? Da. Te simți mai bine? Da. Când stăteam acasă, stăteam numai pe calculator, pe telefon, dar acum pot să vin să fac sport. Am înțeles că ești atrasă de handbal. Da, îmi place să arunc la poartă, să stau pe locul meu și să nu las pe nimeni să treacă de mine. E un joc foarte tare. Nu este bine să stai în fața calculatorului, să-ți vezi nervii pe niște jocuri. Mai bine vii aici și te distrezi și să faci prieteni noi. Te-ai plictisit de calculator? Da, m-am plictisit. Te-ai făcut prieteni noi aici la club? Da, mi-am făcut prieteni noi și care au încredere în mine și am încredere în ei. Mai faceți sport la școală? Mai mergi la școală fizic? Noi facem online și dacă înainte mergeam la școală, dar nu făceam sportul, făceam afară, făceam niște exerciții și intram în clasă. Am 7 ani și mi-am făcut un prieten și vreau să veniți și voi să jucați fotbal. Pentru părinți, încurajarea activităților sportive este un sprijin în educația copiilor, iar efectele nu au întârziat să apară. Primul și în primul rând, sănătatea copilului. În al doilea rând, mai ieșim din mediul ăsta online, cum să zici, până și școala am ajuns să o facem tot online. Trebuie să-i vedem copiii toți la un loc, nu vorbind pe telefon, cu camera telefonului, să-i vedem la un loc, jucându-se, socializând, tot ce ține de sănătate și comunicare între ei. Asta vrem cu toții, cum am crescut noi, să crească și ei. Să nu... Ați observat o schimbare de când a început să facă antrenamente? Da, chiar da. Socializează un pic mai mult decât înainte și cu noi în casă, familia. E chiar o schimbare bună, din punctul meu de vedere, ca și tată. Vorbește mai mult decât înainte. În casă e altceva. Da, acum sperăm să rămână în mediul ăsta, în treaba asta socială. Către ce i-a atras? Ce v-a dorit să facă? Fotbal a fost pe primul plan și pe urmă a vrut în not inițial. El îi place apa, foarte mult îi place în apă. Am găsit fotbalul și eu sunt cu fotbalul ca și tată și
am optat prima dată pentru fotbal. Apoi, dacă nu va merge cu fotbalul, încercăm și cu not. Oricum, am înțeles că sunt mai multe sporturi pe care le poate practica aici. Așa am înțeles și eu, dar acum rămânem la ăsta, din punctul meu de vedere, ca și tată. Intenția Clubului Scorpion București este de a se dezvolta cu extinderea cursurilor pentru copii și în alte specializări extrem de căutate în rândul celor mici, precum fotbal, volei, tenis, box sau dans sportiv. Bun găsit, dragi prieteni, la o emisiune cu totul și cu totul specială. Spun acest lucru pentru că vorbim despre un subiect la modă în zilele noastre, vorbim despre vaccinare, vorbim despre certificate verzi, certificat COVID, dar este cu totul specială pentru că l-avem invitat special, invitat de onoare, dacă vreți, în această emisiune, pe însuși coordonatorul campaniei de vaccinare din România, campania anti-COVID, vaccinarea anti-COVID, domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță, căruia vreau să-i mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule colonel, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație și pot să vă spun că sunt foarte încântat că sunt invitat și că am putut să vin la această emisiune. Mulțumesc încă o dată, mă bucur că sunteți încântat. Vom încerca să acoperim o plajă cât mai largă de răspunsuri. Profităm de prezența dumneavoastră aici. Domnul colonel Valeriu Gheorghiță este însoțit în platoul acestei emisiuni de către domnul Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi. Fiți binevenit, domnule Iulian Paraschiv. Bună ziua și bine v-am regăsit. Domnule doctor, aș începe cu dumneavoastră, cu momentul cel mai recent, să zicem, în evoluția acestei pandemii. De puțină vreme a apărut o nouă tulpină, Omicron, în Africa de Sud. Ce știm despre această tulpină în acest moment? Într-adevăr, această variantă virală nou diagnosticată se diferențiază de celelalte variante de până la acest moment prin faptul că a acumulat un număr foarte mare de mutații. Adică virusul a suferit o serie de schimbări la nivelul învelișului pe care îl are. Sunt peste 30 de mutații care sunt localizate la nivelul proteinei spike. Proteina spike este acea țepușă de pe suprafața virusului care îi permite să se lege de celulele noastre atunci când ne intrăm în contact cu virusul. Și mai mult decât atât, este zona din virus de care se leagă anticorpii protectori, anticorpii care ne feresc de boală și de a face o formă gravă de boală. Iar acești anticorpi știm că pot să apară după vaccinare sau pot să apară ca urmare a trecerii prin boală la persoanele care au făcut boala și care s-au recuperat, care s-au vindecat. Din păcate, mai mult de jumătate din aceste 30 de modificări, de mutații, cum le numim noi din punct de vedere medical, sunt localizate în cea mai sensibilă zonă a acestei proteine de suprafață, a acestei țepușe, exact zona de care se leagă anticorpii protectori. Și din acest punct de vedere se nasc trei probleme importante. 1. Măsura în care acest virus este mai contagios, este mai transmisibil și are posibilitatea să se răspândească într-un interval scurt la nivel global. A doua problemă importantă este cea legată de posibilitatea ca acest virus să nu mai fie foarte bine controlat de anticorpii protectori. Deci, practic, face vaccinurile existente ineficiente. O să discutăm și despre acest lucru. Da. Și al treilea element important este legat de posibilitatea ca această variantă nouă să poată să genereze, practic să cauzeze forme mai grave de îmbolnăvire. Și acum, în baza datelor pe care le avem disponibile, se pare că, într-adevăr, această variantă Omicron, cum este ea denumită de Organizația Mondială a Sănătății, are această capacitate de a se răspândi mult mai ușor. De ce? Pentru că a acumulat acele mutații care au adaptat foarte mult virusul și l-au făcut să se răspândească și să se transmită mult mai ușor de la o persoană la alta. Iar al doilea motiv pentru care se pare că se răspândește atât de ușor este posibilitatea lui de a scăpa de sub protecția pe care o avem în urma trecerii prin boală sau în urma vaccinării.
sunt mutații pe care acest virus le are, mutații deja cunoscute de la variantele anterioare, și sunt și alte mutații mai noi, al căror impact în momentul de față nu îl știm, dar probabil că în următoarele săptămâni vom afla aceste răspunsuri. Este aproape o certitudine faptul că această variantă virală este o variantă de escape, adică poate să genereze infecții la persoanele care au trecut prin boală, ceea ce înseamnă posibilitatea de reinfectare, de reîmbolnăvire. Și al doilea lucru este că poate să dea infecții și la persoane vaccinate. Partea bună a lucrurilor este că în situația de față nu s-au înregistrat cazuri grave de boală sau decese cauzate de această variantă virală. Majoritatea formelor de boală sunt ușoare sau asimptomatice, dar tocmai pentru că au apărut de fapt la persoanele care sunt vaccinate sau care au trecut prin boală. Ceea ce ne duce cu gândul la foarte probabilă ipoteză că vaccinarea în continuare își menține eficiența și protecția față de forme grave de îmbolnăvire. Problema se pune că, într-adevăr, în ce măsură vaccinarea va mai reduce riscul de a ne infecta în urma expunerii la virus. Pentru că în situația respectivă este evident că dacă se va confirma această capacitate a virusului de a scăpa de sub protecția pe care o oferă imunitatea pe care o obținem după vaccin sau după boală, trebuie făcute noi vaccin. Adică nu neapărat, cale, nu? Va mai fi, probabil că este nevoie de implementarea unor măsuri care să fie complementare vaccinării, practic măsuri suplimentare, pe care deja le folosim astăzi. Și ca urmare, vorbim de mască de protecție, vorbim de igiena personală, distanțări, sigur, distanțarea fizică, toate aceste măsuri care au rol de a limita răspândirea virusului, transmiterea virusului de la o persoană la alta, până la momentul la care populația va fi vaccinată într-o proporție suficient de mare, încât impactul pe care infecția îl are în ceea ce privește riscul de a face o formă gravă, riscul de spitalizare și de deces, să fie foarte redus la nivel populațional, la nivelul întregii populații. Mai mult decât atât, vaccinarea pe scară largă va reduce în viitor probabilitatea ca virusul să evolueze și să apară alte și alte variante virale adaptate la noile condiții. Tocmai de aceea este foarte important de subliniat un aspect, că majoritatea variantelor virale au apărut exact în țările în care rata de vaccinare a fost foarte scăzută, pentru că acest lucru a permis o circulație intensă a virusului la nivel populațional, i-a permis virusului să se adapteze, să evolueze și să-și acumuleze aceste mutații de rezistență. Se estimează de altfel de către Centrul European de Control al Bolilor că această variantă Omicron, dacă se vor confirma aceste noi proprietăți ale virusului, în sensul în care vorbim de o contagiozitate mult mai ridicată și de posibilitatea de a nu mai fi suficient de bine acoperită de răspunsul imun după vaccinare sau după trecerea prin boală, practic toate estimările ne arată că foarte probabil această variantă va deveni dominantă și la nivelul regiunii europene în lunile următoare și va fi probabil responsabilă de mai mult de 50% din noile infecții cu noul coronavirus. Revenind la situația virusului clasic, COVID-19, în țara noastră, se observă o scădere de ceva vreme, domnule doctor. Practic, înțeleg că nu mai sunt localități unde incidența să fie mai mare de 5 la 1000. Acest lucru este un lucru îmbucurător, mi-aș permite să spun, dar care este perspectiva dumneavoastră ca și coordonator al campaniei? Într-adevăr, avem o scădere importantă a numărului de cazuri noi. Însă, în momentul de față, totuși suntem la 1500-1600 de cazuri noi în fiecare zi, ceea ce nu este puțin pentru o populație ca României. Sigur că dacă ne raportăm la ce se întâmplă în celelalte țări europene, în momentul de față situația epidemiologică în România este bună, dar să nu uităm că am trecut printr-un val 4 extrem de agresiv. Erau zile în care număram sute și sute de decese, aproape 600 de decese au fost cel mai mult înregistrat în 24 de ore. Trebuie să ne imaginăm ce înseamnă acest lucru. Practic e un impact uriaș pe care valul 4 l-a avut pe populația României, ca urmare a faptului că procentul de vaccinare în rândul celor vulnerabili nu este suficient de ridicat ca să reducă impactul variantei Delta. În momentul de față, această scădere importantă a numărului de cazuri este explicată prin câteva motive importante. 1. Vorbim de evoluția naturală
a infecției în condițiile în care marea parte a populației care a interacționat foarte mult cu mobilitate crescută a fost expusă deja și practic și a crescut imunitatea, să zicem. Exact, ei au trecut prin boală, au trecut prin boală și atunci acea masă critică populațională trecând prin boală nu mai e receptivă la varianta Delta și evident că numărul de cazuri noi începe să scadă pentru că ei nu vor mai fi persoane care răspândesc mai departe infecția. Și un alt motiv important a fost cel legat de implementarea acelor măsuri cu caracter de prevenire a răspândirii bolii, acea vacanță prelungită a unităților de învățământ, anumite măsuri restrictive, în special pentru persoanele care nu aveau niciun fel de protecție pentru că nu erau vaccinate sau pentru că nu trecuseră prin boală. Toate aceste măsuri cumulate au condus la îmbunătățirea situației epidemiologice. Însă important este ce facem de aici înainte și cum menținem această situație epidemiologică bună pe termen lung. Este evident că dacă noi vom rămâne la această rată de vaccinare cu o populație vulnerabilă insuficient vaccinată, riscul unui val de îmbolnăvire generat de aceeași variantă virală Delta sau de o altă variantă virală, posibil și varianta aceasta nouă Omicron, este foarte mare. Și impactul tradus prin număr de spitalizări și de decese s-ar putea să fie cel puțin la fel de mare ca cel pe care l-am parcurs în momentul de față, valul 4. Așa încât cred că de această dată trebuie să învățăm măcar din ce am parcurs cu toții până la acest moment, să învățăm din drama pe care societatea noastră a trecut-o în această perioadă și cred că printr-o rată de vaccinare mai crescută, care asigură o protecție mai bună atât la nivel individual, dar și la nivelul colectivității din care facem parte, cred că prin respectarea măsurilor care au caracter de prevenire a răspândirii bolii și nu de restricția unor drepturi individuale, cred că în felul acesta putem să controlăm mai bine evoluția epidemiologică în perioada următoare. Am înțeles, domnule Paraschiv, cum stăm la capitolul rom? Cum stă comunitatea romă din datele pe care le aveți dumneavoastră în ce privește rata, incidența bolii, incidența vaccinării, rata de vaccinare? Da, în primul rând vreau să mulțumesc agenției împreună pentru sondajul realizat de către IRES. Sunt date proaspete, date la cald. Au efectuat un studiu prin care ne arată cum privesc comunitățile cu romi, procesul de vaccinare, temerile lor, de ce nu s-au vaccinat sau de ce s-au vaccinat. Foarte interesant, este singurul date până în acest moment făcut. La acest moment, da, săptămâna aceasta l-am primit de la agenția împreună și le mulțumesc că ne-au dat posibilitatea să discutăm pe marginea lui. Sunt date foarte importante. De altfel, Agenția Națională pentru Romi, urmărind procesul prin care o anumită parte a societății românești răspunde la această problemă a noastră a tuturor, acest virus care lovește indiferent de culoarea pielii sau apartenență etnică. Măcar el nu face discriminare. El nu face, cu siguranță, cu siguranță amară, nu face. În vizitele pe care le-am avut la nivel local, în mai multe comunități din România, am constatat că oamenii sunt foarte puțin informați cu privire la această problemă. Și am zis că nu putem sta cu mâinile în sân, este un prim pas pe care Agenția Națională pentru Romi îl face. Va demara o campanie de conștientizare la nivelul comunităților cu romi, prin care ne dorim ca informația corectă, repet, informația corectă cu privire la riscurile nevaccinării. De ce este bine să ne protejăm, de ce trebuie să respectăm regulile, trebuie să ajungă și în aceste comunități. Deocamdată canalele media și toate informațiile care au circulat în spațiul public spun eu că au avut deficiențe atunci când vorbim de felul în care au ajuns aceste tipuri de informații la nivelul comunităților cu romi. Și mulțumesc domnului colonel Gheorghiță pentru prezența în cadrul emisiunii voastre, pentru că știu că se uită foarte mulți oameni din comunitate. Da, da. E adevărat. Sunt foarte mulți romi, da, care se uită la noi și este bine ca ei să primească informația nu de la mine, eu nu sunt specialist în domeniul sănătății. Iată că este un om care știe și este cel mai, zic eu, cel mai informat în om. Măsură, sigur că da. Și cel mai măsură ca să ne dea răspunsul cu privire la temeri și la toate miturile urbane care au ajuns inclusiv în comunitățile
cu romi, am întâlnit comunități în care oamenii spun nu mă vaccinez pentru că nu o să mai pot face copii, adică cauzează infertilitate, o să-mi crească soți. Deci temerile sunt cam aceleași ca și în cadrul populației majoritare. Aceleași, aș spune eu, nivel de conștientizare a pericolului care există, îl întâlnim și în cadrul populației de etnie romă. Nu vreau să se înțeleagă că în calitate de președinte al Agenției Naționale pentru Romi o să îmi doresc să iau pe cineva și să duc să medicii să bage acunii. Nu despre asta este vorba. Îmi doresc doar ca informația corectă și alegerile pe care ei le vor face ulterior să fie făcute în cunoștință de cauză. Am să vin iarăși către dumneavoastră, domnule doctor, să vorbim un pic despre acest certificat verde, s-a numit el până în acest moment. Observ de ceva vreme o schimbare de abordare, chiar de denumire. El începe să se numească certificatul COVID pentru a se face diferența de diferențierea de certificatul de Green Pass-ul acela, care are, și s-a spus de multe ori până acum, că are rolul de a facilita circulația între țările membre ale Uniunii Europene. Până la urmă, este obligatoriu acest certificat, pentru că a născut, și știți bine, aceste discuții în societatea românească, vaccinați contra nevaccinați, oamenii au ajuns chiar să se, nu spun cuvinte mici, dacă spun chiar, au ajuns să se urască, să se demonizeze unii pe ceilalți, vaccinați pe nevaccinați și invers. Ce le spunem acestor oameni? Da, într-adevăr nu este o surpriză faptul că există aceste dezbateri, chiar polemici legate de rolul pe care certificatul COVID îl poate avea potențial în ceea ce privește controlul pandemiei. Ne uităm la ce se întâmplă în celelalte țări europene, la care ne-am uitat în toată această perioadă ca model de bună practică și am încercat să implementăm și în România ce este bun în alte țări. Vedem că majoritatea țărilor europene au implementat deja acest certificat COVID în plan intern, tocmai pentru a crea acel cadru de siguranță pentru oamenii care participă la diverse activități. În sensul în care, atunci când particip la o activitate cu un număr mai mare de persoane și există această interacțiune între persoane, cu risc de transmiterea virusului, de expunere la infecție și de îmbolnăvire, este evident că s-a încercat să se găsească o modalitate prin care să se efectueze, dacă vreți, o formă de triaj epidemiologic, adică de a face o evaluare foarte rapidă și corectă, sau cât mai corectă, a fiecarei persoane în ceea ce privește riscul să fie infectat și să transmită celor din jur infecția. Și este evident că avem trei categorii importante de persoane care au un risc mic să fie infectate și să transmită mai departe infecția. Și aici sunt cele trei situații. O persoană care este testată recent, în ultimele 72 de ore de pildă, cu un test PCR și care este asimptomatic, are o probabilitate foarte mică să fie infectată și să transmită boala, virusul. A doua categorie este a celor care sunt recuperați după boală, persoanele care au făcut boala și se află în primele 6 luni o imunizare cumva de la naturală, vindecare. Exact, persoanele care au dobândit o imunitate naturală după boală. Și a treia posibilitate este a persoanelor care sunt vaccinate cu schemă completă, care au cel puțin 10 zile de la efectuarea schemei de vaccinare și care se întinde, vedem în momentul de față, pe o perioadă de cel puțin 6 luni. În momentul de față, certificatele știm că sunt valabile până în vara anului 2022, dar probabil că vor fi aici adaptări ale valabilității. Diferent de perioada care au fost făcute, adică se prelungește acel termen de 6 luni? Certificatul de vaccinare, acel certificat verde european, care nu are neapărat legătură cu ceea ce ne dorim la nivel național, are o valabilitate până în iunie 2022. Însă, repet, aceste lucruri cu siguranță vor suferi modificări în perioada următoare. Sunt dezbateri, discuții la nivel european, se vor armoniza cu siguranță concluziile în perioada lunilor următoare, tocmai pentru a ști exact care este o perioadă rezonabilă de valabilitate a unui certificat de vaccinare, care evident că trebuie să se coreleze cu durata protecției pe care o persoană o are după ce se vaccinează.
E, din acest punct de vedere, practic, folosirea certificatului COVID, din punct de vedere medical, se asociază cu un risc mai mic ca persoanele care participă la o activitate să fie infectate și să transmită unul la altul infecția. Aici cumva iese din discuție... Deci nu vorbim neapărat de o măsură discriminatorie. Asta vreau să spun, pentru că sunt oameni care resimt pe o discriminare acest lucru. Nu este obligatoriu să fii vaccinat. O persoană, de pildă, care a făcut boala cu 3 luni, este o persoană foarte, foarte protejată în fața unei reinfecții. Deci e o persoană care are o probabilitate foarte, foarte redusă să fie infectată și să răspundească boala celor din jur. La fel, persoanele care sunt testate au o probabilitate foarte redusă să fie infectate și să transmită celorlalți infecția, dar în același timp, marea diferență este că o persoană care este testată și e cu rezultat negativ, ea este în continuare susceptibilă să se infecteze, chiar dacă ea nu răspundește boala celor din jur, dar este la risc să se infecteze. Așa, pentru că toate aceste măsuri, inclusiv certificatul COVID, nu este o măsură perfectă, dar absolut, este una dintre cele mai bune măsuri care se asociază cu o reducere a riscurilor. Pentru că noi judecăm lucrurile la nivel de sănătate publică uitându-ne la riscuri. De asta sunt activități asociate cu un risc mai mare de îmbolnăvire. Sunt, în general, activitățile la care participă un număr foarte mare de persoane. Unde contactul este mai... Este strâns, de pildă, cluburile de noapte, un exemplu, discotecile, un exemplu foarte simplu. Este asociat ca activitate cu unul dintre cele mai înalte riscuri de îmbolnăvire. Pentru că varianta Delta, fiind foarte contagioasă, se răspândește ușor între oameni, atunci când, evident, nu sunt respectate măsurile de prevenție obișnuite, igienă, mască, când contactul între persoane este strâns și pe o durată prelungită de timp, mai ales când vorbim de activități care au loc în spații închise. Este momentul să luăm o pauză și revenim, dragi prieteni, cu subiecte extrem, extrem de interesante. Rămâneți în continuare alături de noi. Am revenit, dragi prieteni, o emisiune dedicată unui subiect fierbinte, subiectul zilei, dacă vreți, această pandemie, vaccinarea, și este o emisiune specială, spuneam și prima parte a emisiunii, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, pentru că l-avem invitat în platou pe însuși coordonatorul campaniei de vaccinare din România, pe domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță. Mi-am propus să abordăm această chestiune dintr-o dublă perspectivă, atât a celora care sunt pro-vaccinare, cât și a celora care nu neapărat că sunt anti-vacciniști, ci care au anumite dubii. Și poate să încercăm să demontăm anumite mituri în ceea ce privește această vaccinare. Sunt voci care spun, dom'le, nu avem încredere în vaccin, pentru că până anul trecut se spunea vaccinarea trebuie să se facă de la vârsta de 16 ani în sus. De ceva vreme, unii spun din cauza că n-au fost vaccinurile făcute sau au achiziționat prea multe vaccinuri și așa. Diverse ipoteze, a scăzut această vârstă de vaccinare, ajungându-se chiar la propunerea să fie de la 5 ani, dacă nu mă înșel. În momentul de față, vaccinul de la compania Pfizer are autorizare atât de la Agenția Europeană a Medicamentului, cât și de la Agenția de Medicamente și Alimente din Statele Unite, FDA, pentru administrare la grupa de vârstă 5-11 ani. Și aici apare întrebarea de ce? Pentru că, evident, primul vaccin de la compania Pfizer a fost autorizat în decembrie 2020. În mod firesc, persoanele care au fost înrolate în studiile clinice inițiale au fost persoane adulte, de la vârsta de 18 ani, pentru Pfizer de la vârsta de 16 ani. La fel cum s-a întâmplat în cazul femeii gravide, nu poți să ai aceste date de la început pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate categoriile de persoane. Pe măsură ce studiile s-au derulat și s-au acumulat aceste date științifice, care au verificat siguranța și eficacitatea și tolerabilitatea vaccinurilor, se pot emite aceste recomandări de autorizare pentru celelalte grupe de vârstă. Cred că într-un an de zile, faptul că avem cel puțin un vaccin deja care este autorizat de la vârsta de 5 ani în sus, reprezintă o mare oportunitate pentru omenire în general, pentru că să nu uităm că din păcate sunt și micuți, sunt și copii care au suferințe cronice, care au boli cronice și care sunt vulnerabili în fața bolii, în fața maladiei COVID-19 și care au nevoie să fie protejați. Au și ei nevoie să meargă la școală cu ceilalți copii.
dar altfel în momentul de față teama este foarte mare, pentru că iau risc să se infecteze, evident, fiind în colectivitate, și prin natura bolilor cronice pe care le au, au risc să facă o formă gravă de boală. Vorbea de un doctor despre copii la comunitatea romă. Copilul este Dumnezeul familiei, domnule Paraschiv. Cum văd romii acest lucru? Îndrăznesc, au curaj romii să-și vaccineze copiii de la vârste, așa, chiar de la 5 ani, cum ne spune domnul. Dacă în cadrul populației majoritare identificăm, conform studiului IRES, un grad mai mare de vaccinare în cadrul populației majoritare, în cadrul comunităților de romi, 10% diferențiază populația majoritară de comunitățile cu romi. Asta înseamnă o încredere slabă a romilor în cadrele medicale. Teama de efectele secundare pe care le poate produce vaccinarea este mult mai mare în cadrul populației de etnie rom. Asta ne arată că romii au un acces căzut la serviciile medicale comparativ cu populația majoritară și este o problemă sistemică care vine de undeva din trecut și acum problema se amplifică pe fondul pandemic și aici trebuie să găsim soluții în sensul în care frica este cea care pune barieră între comunitatea romă și procesul de vaccinare, dar tot teama este cea care poate debloca această temere, desigur, folosind trei elemente. Familia, în primul rând, adică romii pot fi convinși de către apropiații lor, membrii familiei, conform studiului, ca să se vaccineze, în primul rând. Doi, libertatea de mișcare, adică mijloacele persuasive prin care... Că nu le va mai fi condiționată libertatea de mișcare? Da, deci condiția și asta e valabilă pentru întreaga populație. Deci să ne înțelegem, pentru toată populația României și nu numai. În momentul de față, societățile, inclusiv societatea românească, se află într-un proces de schimbare și de... nu știu cum ce termen să folosesc. Hai să spunem să... Ne este greu tuturor să ne obișnuim cu faptul că trăim într-o perioadă în care pandemia impune anumite reguli. În perioadele de criză sunt reguli care trebuiesc respectate. Distanțare socială, purtatul măștilor și așa mai departe. Toate lucrurile astea, la pachet, fără să fie livrate de către persoane autorizate, persoane care reprezintă un nivel ridicat de încredere. Medicii, persoanele specializate care pot livra aceste informații, lasă acel spațiu liber pe care îl fructifică din plin cei care, așa cum mai ai menționat și tu mai devreme, împart pe de-o parte societatea pe din două, ceea ce nu este corect. Pandemia afectează pe toată lumea, fie că am contractat virusul, fie că ne afectează din punct de vedere al jobului, al relațiilor interpersonale, viața noastră a tuturor se află într-un proces de schimbare, dar important este să luăm acele decizii care țin de noi, repet, bazate pe fundamente științifice. Într-o perioadă în care ne place să sunăm de pe mobil, să ne vedem în timp real de pe un continent pe altul, mi-e greu să cred că cineva mai crede că în urma vaccinului pot veni marțienii să te răpească sau că ni se implantează nu știu ce în organism. Toate aceste lucruri nu sunt chestiuni pe care le inventez. Sunt lucruri pe care circulă și sunt oameni care cred în ele. Acești oameni, neavând cealaltă parte a informației științifice, cu argumente științifice care vine să îi convingă, nu au ce să facă și pe zvonul se răspundește mult mai rapid decât o informație consolidată și o informație care să reflecte realitatea. Însă dacă ne dorim o reîntoarcere la normal, sunt două lucruri pe care trebuie să le facem. În primul rând, vaccinarea și doi, toate măsurile care sunt impuse de autorități abilitate trebuie respectate cu strictețe. Nu putem să spunem că suntem în pandemie și să facem chermeze, să ne întâlnim, să stăm bulucă, nouă nu ni se poate întâmpla. Ba uite că ni se poate întâmpla și nouă, pentru că nu iartă pe nimeni. Sunt oameni care nu se vaccinează pentru că au auzit ei că au murit oameni care s-au vaccinat, domnule doctor. Au murit oameni care au fost bolnavi de COVID, există cazuri, nu există niciun dubiu aici. Zvonistica sau folclorul spune că au murit oameni după ce s-au vaccinat. Au suferit de anumite boli, acest vaccin le-a potențat suferința, a potențat reacțiile negative. Cum stau lucrurile în această privință?
Da, aici lucrurile sunt destul de clare din punctul nostru de vedere, dar e foarte bine să încercăm să explicăm oamenilor cum trebuie să ne uităm la aceste evenimente. În sensul că vaccinurile împotriva COVID-19 îți oferă o protecție foarte mare față de COVID-19. În sensul, vaccinul evident că nu poate să prevină bolile de inimă, nu poate să prevină agravarea tensiunii arteriale, nu poate să prevină alte cauze, evoluția nefavorabilă a unei cancer. Nu e în fișa lui de post, să zicem. Exact. Deci, practic, protecția pe care noi o avem atunci când ne vaccinăm împotriva COVID-19 este doar față de COVID-19. Atunci când vaccinezi milioane de persoane într-un interval relativ scurt de timp, evident că vei surprinde și evoluții nefavorabile sau chiar decese la oameni care sunt recent vaccinați, fără să aibă o legătură de cauzalitate cu vaccinarea în sine. Faptul că apare un caz de deces la câteva zile de la administrarea unei doze de vaccin nu înseamnă neapărat o relație de cauzalitate. Înseamnă că vorbim de o populație cu un nivel de expunere foarte mare. Trebuie să ne gândim, vorbim aproape jumătate din populația adultă a României în momentul de față a primit cel puțin o doză de vaccin. Este evident că populația vaccinată nu poate să... Noi nu putem preveni decesele de orice cauză. Noi vom reduce decesele din cauza COVID-19. Un lucru foarte simplu, care poate e mai ușor de înțeles. Dacă am administra în fiecare dimineață la 7 milioane de persoane un cup de zahăr, este foarte posibil ca la 2-3 ore, la o zi, 2-3, să fie și persoane care, din păcate, își pierd viața, fără să aibă legătură cu administrarea acelui cup de zahăr. Și cu o boală pe care o simplu, care... Exact, pur și simplu, vorbim de un eveniment nefavorabil care se instalează la o persoană care acum 3 zile a luat un cup de zahăr fără să existe nicio relație de cauzalitate. Și care totuși este pur și simplu în relație de cauzalitate întâmplarea de către... acestei asocieri. Da? Sigur că toate aceste evenimente care se instalează le trebuie investigate corect din punct de vedere medical, tocmai pentru că doar cu dovezi noi putem să excludem o relație de cauzalitate. Sub nicio formă nu putem să venim să spunem sigur nu este un eveniment care survine vaccinării și este doar o pură întâmplare. Toate aceste cazuri sunt investigate și rezultatele acestor analize sunt traduse în niște concluzii care sunt evident comunicate de autorități și stabilite de persoanele care au expertiză în acest domeniu, fie că vorbim de medicină legală, de personalul medical care investighează cazul respectiv. Ceea ce trebuie în schimb să înțelegem este că la acest moment, evident că impactul pe care COVID-19 îl are la nivel populațional este uriaș. Sunt peste 5 milioane de decese de când avem această pandemie. La nivel global. La nivel global, da? În România sunt peste 56.000 de oameni care și-au pierdut viața din cauza COVID-19 sau din alte cauze agravate de infecția cu COVID, infecția cu SARS-CoV-2, de boala, de maladia în sine. Din acest punct de vedere, avem acces în momentul acesta la date extrem de noi, publicate chiar la început de decembrie, pe 1 decembrie, care ne spun un singur lucru foarte important, că persoanele care au fost recuperate după COVID-19, în mod deosebit și în mod particular, persoanele care au avut o formă gravă de boală, o formă severă de boală, au un risc de mortalitate neasociat cu COVID în următorul an de la boală de 2,5 ori mai mare decât persoanele care n-au făcut boala. Da. Dacă ne uităm la acest grup mare de persoane, cei sub 65 de ani care au făcut o formă gravă de COVID-19 și care s-au recuperat, care s-au vindecat, au avut în următorul an un risc de 3,3 ori mai mare de a muri din orice altă cauză, comparativ cu cei care nu fuseseră trecuți prin boală, ceea ce ne arată un impact pe care trecerea prin boală și COVID-19 îl poate avea pe termen mai lung. Rămân urme.
Rămân urme serioase. Aș fi vrut, credeți-mă, dacă am fi avut o emisiune de 4 ore, consider că n-am fi apucat să acoperim toate chestiunile pe care, nici măcar jumătate din chestiunile pe care le-am selectat de aici, de acolo, dar cred că am oferit destule răspunsuri prietenilor noștri. Aș vrea însă să revenim la dumneavoastră, domnule Iulian Paraschiv, și să vorbim despre, să dezvoltăm un pic această campanie despre care ne vorbeați ceva mai devreme, pe care intenționați să o faceți. Ce număr de persoane aveți în vedere? Unde va fi implementată? Care vor fi partenerii pe care veți avea în această campanie? Deci campania va demara în data de 13 decembrie, atunci când la birou Agenția Națională pentru Romi va fi prezent domnul Gheorghiță și sperăm noi și domnul Arafat. Organizăm o conferință online, date fiind condițiile date, unde încercăm să aducem oameni din comunitate care pot adresa întrebări la care specialiștii în domeniu pot răspunde. Ulterior avem niște informații sub formă de pliante, afișe, mesaje din partea unor oameni care au înțeles că vaccinarea este importantă pentru starea de sănătate a comunităților cu romi, mesaje care sperăm să ajungă în comunitatea, în cât mai multe comunități din țară, comunități în care există reticență la tot ce înseamnă act medical în sine, dar aminte să se și cu atât mai mult în cazul vaccinării, să se și vaccineze. Și cu permisiunea ta, Sorin, o să dau câteva date din sondajul IRES. Vă rog. La itemul următor, care este motivul pentru care dumneavoastră nu v-ați vaccinat până acum? Lipsa încrederii în vaccin la populația majoritară este de 28%, în cadrul populației roma 22%. Consider că nu am nevoie de vaccin, 14% populație majoritară, 9% populație de etnie romă. Frica de efectele adverse, 12% în cadrul populației majoritare, 20% în cadrul populației romă. Asta ne arată că informațiile, accesul la informații în comunitatea romă este unul deficitar comparativ cu populația majoritară, sau sursele pe care comunitatea le accesează sunt diferite. Totodată, un alt motiv, contraindicații, alergii medicale, 11% cu 14%, 14% minoritatea romă, 11% populația majoritară. Toate aceste date ne arată de fapt felul în care minoritatea romă în România a avut acces la serviciile medicale. Repet, este o chiar chestiune care ține... Chiar dacă există acel mediator sanitar care are un rol mediatorul important. Mediatorul sanitar are un rol esențial. Sunt mediatori sanitari, mediatoare sanitare care au muncit în aceste campanii, au fost în teren, au fost în linia întâi și și-au făcut treaba bine, au susținut persoanele afectate, le-au ajutat cu informații, cu acces, au păstrat legătura între medici și comunitate. Însă nu ele sunt singurele care pot să pună umărul, astfel încât accesul comunităților cu romi la serviciile de sănătate să fie unul crescut. Campania de vaccinare în comunitatea romă și, cred eu, în mediul rural are nevoie să fie un pic regândită. Avem nevoie ca toate aceste informații care circulă cu foarte mare repeziciune în spațiul online trebuie să fie combătute cu informații care vin din partea specialiștilor. Informații credibile. Specialiști care transmise de oameni credibili. Deci campanie făcută din casă în casă, în care trebuie mers și stat de vorbă cu oameni, efectiv. Avem materiale pregătite, inclusiv în limba romanii, pe înțelesul tuturor, astfel încât informațiile să ajungă la oamenii din comunitate. Nimeni nu poate spune la doctorul că știe ce se va întâmpla și cum va arăta peste 3 ani sau peste 5 ani. Știm sigur că dacă alegem să nu ne vaccinăm, dacă alegem să nu respectăm regulile, nu ne putem îndrepta decât către ceva rău. Datele statistice asta ne arată. Faptul că nu s-au respectat regulile, a crescut rata de infectare, faptul că avem în continuare o rată scăzută a populației, cei care refuză să se vaccineze sau care nu sunt indeciși, sunt vreo 20%, și aici trebuie să lucrăm noi. Să venim cu argumente puternice prin care să-i facem să înțeleagă că este singura cale pentru a se proteja pe ei și colectivitatea din care fac parte.
Solidaritatea este cuvântul de ordine pentru noi toți. Societatea românească are nevoie mai mult decât oricând să fie solidar. Suntem la finalul discuției noastre, pentru care vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule colonel dr. Valeriu Gheorghiță, în mod special pentru că ne-ați oferit răspunsul la atâtea chestiuni importante. Aș vrea să vă rog să adresați un mesaj de final prietenilor noștri, telespectatorilor noștri care ne privesc, care ne urmăresc. Ce ar mai fi de spus și vă rog. Cred că cel mai important în această perioadă este să avem încredere în medici, să avem încredere în cei care ne recomandă ceea ce este bine pentru protejarea sănătății noastre. Este important să fim solidari cu problemele comunității din care facem parte, să înțelegem că dezbinarea în această perioadă, ura, toate aceste sentimente negative, cu siguranță nu ne fac bine. Și cred că avem nevoie de empatie și de înțelegere a problemelor noastre. Și nu aș vrea să termin acest mesaj fără, de fapt, să spun un mesaj particularizat pe care l-am învățat. Vă rog. Și aș spune prima dată că nu trebuie să ne fie frică, nu este nimic rău, haideți să ne vaccinăm. Nadara n-ai canci nasul, hai te cheras o vaccină. Un mesaj în limba română, iată, tradus în premieră absolută de către domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță. Nadara n-ai canci nasul, haide te cheras o vaccină, nu te speria, nu vă temeți, nu e nimic rău. Să facem vaccinul, aceasta este traducerea, de altfel pe care ne-ați oferit-o înainte. Vă mulțumim, vorbiți foarte bine romanii, domnule doctor. Mi-am făcut temele bine de această dată. Bine, încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Paraschiv. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Sperăm că ați primit răspunsuri la multe dintre întrebările care vă frământă, la care doriți să aflați răspunsuri și vă mărturisesc și dumneavoastră, domnule doctor, că mi-ar fi plăcut să mai țină încă cel puțin 3 ore această emisiune, pentru că erau multe chestiuni care urmau să fie discutate, dar cu siguranță pe domnul doctor îl vom mai urmări și în alte locuri din mass media, unde își va transmite mesajele necesare. O zi bună vă doresc în continuare, sănătate multă, Doamne ajută! Ne vedem săptămâna viitoare! Continuăm să vă prezentăm comunitățile de romi din România, pentru care echipa Asociației Partida Romilor Pro Europa se implică în îmbunătățirea calității vieții prin promovarea educației. Am ajuns în comuna Copăcel, județul Bihor, unde reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa au premiat copiii și familiile acestora implicați într-un proiect concurs de o săptămână cu tema Familia mea, sub coordonarea vicepreședintelui Marian Daragiu. În județul Bihor, din nou, echipa emisiunii noastre. Bine ați revenit pe meleaguri bihorene! Suntem în comuna Copăcel, în satul Bucuroaia, și avem bucuria să fim primiți de Părintele Florian Ungur în Biserica Ortodoxă, aici unde suntem împreună cu familii și copii din comunitatea de romi, la premierea acelui concurs bazat pe desene. Și așa cum vedeți aici, avem diplomele pe care ne dorim să le înmânăm copiilor în minutele următoare. Cum ați pregătit această zi? Cum se va desfășura, eu știu, premierea copiilor astăzi? Pentru că nu ne-am putut întâlni în cadrul școlar. Părintele Florian Ungur a avut amabilitatea să ne primească în acest lăcaș de cult, iar copiii din câteva sate din această comună, Copăcel, au avut la dispoziție o săptămână să, de data aceasta, să-și schițeze, să-și deseneze viziunea lor despre propria familie. Așa că copiii ne așteaptă astăzi cu desene.
iar noi o să-i premiem în cunoștință de cauză și conform cu bucuria și așteptările lor. O să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre comunitatea de romi de aici și cum și ce anume, ce proiecte ați implementat în această zonă, să spun. Da, prin organizațiile locale suntem prezenți aici de un an și jumătate cu un program de educație antepreșcolară în care punem accent pe a-i aduce pe copiii cei mai mici în grupele acestea de educație și acest lucru se poate face cu sprijinul mediatorilor școlari, cu părinți care își doresc foarte mult ca cei mici să depășească condiția pe care ei o au în momentul de față și știu că acest lucru se poate face doar printr-o educație de calitate. Colegii mei de la fundație sunt aici în fiecare săptămână, în munca de zi cu zi cu părinții. Este destul de dificil să promovezi educația într-un mediu în care prioritățile sunt altele și prioritățile sunt mai degrabă legate de aspecte care țin de supraviețuire, de ziua de astăzi și ziua de mâine, într-o perioadă rece, de cum se vor încălzi, ce vor îmbrăca, ce vor mânca. Dar este munca noastră și a colegilor atât din organizații cât și din Organizația Națională Partida Romilor Pro Europa să fim aproape de ei, să le menținem conștiința trează și de fiecare dată să pledăm și să accentuăm cât este de important ca cei mici să aibă un parcurs educațional cât mai bun, în așa fel încât să poată merge apoi la grădiniță, să poată să meargă la școală, pentru ca în viitorul următorilor 10-15 ani să poată să-și ocupe un loc de muncă, să-și câștige pâinea muncind și devenind până la urmă cetățeni care să-și plătească taxele și impozitele și să beneficieze de atributul de cetățean cu drepturi depline în România. Gazda evenimentului în cadrul căruia cei mici au fost premiați a fost părintele Florian Ungur, care a pus la dispoziție lăcașul de cult din localitate. Acțiunea a avut de asemenea susținerea primarului Silviu Petrița. Astăzi ați participat și dumneavoastră la o activitate importantă, aș spune, pentru această comunitate, când mai mulți copii provenind din familiile romilor au fost premiați pentru faptul că merg la școală și pentru activitățile lor și la grădiniță, în primul rând, în această comună. Cum vedeți dumneavoastră aceste activități și cât de mult le susțineți? Da, este un lucru bun, cum spuneam și mai înainte. Eu mă bucur pentru că se poate realiza și se realizează la nivelul comunei noastre și prin grija doamnei director și a fundației se realizează un astfel de program benefic comunității de rom. Sigur că noi sprijinim și ne bucurăm că se poate face la nivelul comunei așa ceva. Pentru perioada următoare aveți în plan ceva, un program sau ceva să aducă îmbunătățirea acestei comunități de romi? Noi încercăm să le asigurăm partea de utilități, ce ține de noi ca și autoritate publică locală. Restul, doamna director, prin activitățile școlare, se ocupă de tot ce ține de noi. Rolul și importanța educației timpurii pentru copii sunt premisa unui start favorabil pentru un parcurs educațional de succes. Implicarea mediatorilor școlari este esențială pentru a ne asigura că micii învățăcei ajung în clasele educatorilor pentru a desluși primele taine ale vieții de elevi. Activități foarte frumoase la dumneavoastră la școală. O să vă rog să ne povestiți despre aceste activități cu copiii de etnie romă și nu numai. În cadrul școlii noastre, pentru comunitatea romă, pentru copiii de etnie romă, s-au derulat mai multe proiecte. În momentan avem un proiect POCU, un starpun în educația antepreșcolară, adresat copiilor cu vârste între 2 și 3 ani, prin care s-a înființat o grupă de antepreșcolar în cadrul grădiniței de la școala gimnazială numărul 1 Chijic. Tot în cadrul școlii noastre s-au mai derulat și alte programe, am avut a doua șansă, am avut școală după școală, grădiniță estivală, am avut școala părinților, am fost coordonator de centru educativ comunitar. Tot în cadrul școlii pentru incluziunea copilor de etnie rom am avut proiect Erasmus, chiar în această vară am avut o mobilitate în Grecia. Proiectul Erasmus este împreună împotriva abandonului școlar cu titlul respectiv și mai urmează încă o a doua mobilitate în Spania.
Noi încercăm să conștientizăm părinții despre importanța educației pentru copii și cu cât încep mai de timpuriu, cu atât este mai bine pentru copii. Eu am avut copii de etnie romă care au intrat și la liceu mai departe, la Vasile Voiculescu, Nora de la mine, Viteazu, foarte mulți la școli profesionale. Copii cu un parcurs bun. Da, și copiii la noi, să știți că sunt alfabetizați și de etnie romă. În calitate de organizație reprezentativă a romilor la nivel național, rămânem preocupați ca în toate comunitățile cu populație de copii romi să identificăm, să instruim și să implicăm mediatori școlari care să faciliteze relația dintre instituții, părinți, copii și comunitate. Asociația Partida Romilor Pro Europa susține investițiile în educație și ne dorim ca fiecare copil să aibă șansa construirii unui viitor mai bun, astfel încât societatea noastră să se schimbe în bine, începând de la cele mai tinere generații. Ne așteptăm să o puneți acasă în ramă, da? Să vă uitați la ea și atunci când vă este mai greu și vă gândiți dimineața, oare să mă trezesc, să duc copilul la școală, să-l duc la grădiniță, uitați-vă la această diplomă și să știți că noi avem foarte mare încredere în voi și când o să vedeți diploma asta, să vă amintiți faptul că ne-ați făcut o promisiune, că cei mici trebuie să meargă în fiecare zi la școală, pentru că ne așteptăm ca ei să fie învățători, să fie educatori, să aibă mai departe să fie liceeni și domnul primar de aici din comună să poată la un moment dat să spună: cetățenii mei romi sunt cetățeni de bază pe care pot să contez, sunt oameni de valoare, oameni cu care colaborez foarte bine. Acest lucru vă dorim din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa, să aveți cetățeni de care să fiți mândru. Și dumneavoastră, la vreme de necaz, la vreme de nevoi, să fiți alături de ei acum când au nevoie să treacă peste aceste dificultăți. Așadar, prima persoană pe care o invit să vină în față este copilul Manea Carina cu Copos Laura, mămica. Nu o să aplaudăm că suntem în biserică, în casa Domnului, dar vă felicit și vă doresc mult succes și să aveți grijă de copii. Și aici vedeți ce spune: spor la învățat. La fetiță, cu mult drag. Și să vă duceți direct în spate la voluntari. Următoarea persoană pe care o invit este copilul Covaciu Alexia Natasha Florina cu Covaciu Alin Florin. Te rog, felicitări! Să faceți cu acești bănuți? Ce le veți cumpăra copii? Haine. Ce le rămâne, le iau mâncare. Cât de important pentru dumneavoastră este că cei mici merg la grădiniță? Pentru mine e foarte important până la mine. Când fac lucrul meu, pe acolo, pe acasă, până la mine ce vine de la școală, eu m-am gătat lucrul meu. Câți copii aveți în primul? 8. 8 copii? Da. Și câți merg la grădiniță, câți la școală? 3 merg la grădiniță. Trei la grădiniță, da. Și restul la școală? Da. Cum vă descurcați, doamnă, cu 8 copii? Din alocație. Greu? Da. Cum vă prinde acest premiu? Ce veți face cu bănuții? Ce le cumpărați? Mâncare, pâine, cartofi, ce trebuie, oloi. Nu. Au copiii cu ce să se îmbrace acum de iarnă? Nu. Preferați să cumpărați mâncare? Da. Tata, eu sunt eu. Alegi tu? Iata e mame. Iata și tati. Și aici? Și aici e Budu. Cine? Bradu. Bradu? Da. Uai, ce frumos! Asta este diploma ta. Da? Și aici spune că este acordată de Asociația Partida Romilor Pro Europa copilului și familiei participante la concursul de desene Familia Mea. Bravo! Felicitări!
În fiecare an, la data de 8 decembrie, este aniversată Ziua Națională a Constituției României. În această săptămână, Senatul și Camera Deputaților s-au reunit într-o ședință solemnă dedicată împlinirii a 30 de ani de la adoptarea Legii Fundamentale a României. Cu acest prilej, reprezentantul minorității rome în forul legislativ, deputatul Cătălin Manea, a transmis un mesaj în numele grupului parlamentar al minorităților naționale. Astăzi, România aniversează Ziua Constituției și împlinirea 30 de ani de la referendumul din 8 decembrie 1991, prin care a fost aprobată Legea Fundamentală, moment care a marcat opțiunea fermă a națiunii române pentru un regim de guvernare democratic. Prin adoptarea Constituției României s-au pus bazele statului de drept și ale democrației constituționale. În anul 2003, Constituția a fost revizuită, construcția sa fiind consolidată și adaptată la evoluțiile statului de drept, ale societății și la noul context euro-atlantic. Atunci, în anul 2003, noi, cei din grupul parlamentar al minorităților naționale, am fost primii de aici din Parlament care am propus o serie de modificări majore ale Constituției, precum regim parlamentar, legea cadru pentru minorități, care de altfel este prevăzută în Constituția României la categoria de legi organice și care, din păcate, nu a fost încă adoptată, limitarea ordonanțelor de urgență, regândirea organizării administrativ-teritoriale, organizarea Senatului ca și cameră a regiunilor, echilibrarea puterilor în stat. Din păcate, propunerile noastre făcute în acel an au fost respinse de parlamentarii dumneavoastră de atunci. Menționez, au fost respinse. De subliniat este faptul că în prezent, la nivelul Uniunii Europene, din cele 27 de state, 17 dintre ele au regim parlamentar. Așadar, marea majoritate a statelor membre din Uniunea Europeană funcționează ca republici parlamentare. Parlamentul României trebuie să aibă mai multă putere pentru că, stimați colegi, potrivit articolului 61 din Constituție, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al națiunii române și unica autoritate legiuitoare a țării. Stimați colegi, Constituția României este consfințită prin voința suverană a poporului și reprezintă un set de principii și norme fundamentale care se adresează în egală măsură autorităților statului și cetățenilor săi. Funcționarea instituțiilor statului, garantarea drepturilor și libertăților individuale și derularea în ansamblu a întregii vieți a unei națiuni își iau originea în textele înscrise în Constituție. De aceea, Constituția României poate fi cartea sacră a existenței noastre, iar aniversarea ei astăzi constituie o adevărată sărbătoare. Constituția țării trebuie respectată nu doar în litera, ci și în spiritul ei, destinatarii săi având obligația nu doar morală, ci și constituțională, de loialitate constituțională și de interpretarea normelor sale cu bună credință. Aplicarea principiului controlului constituționalității legilor a condus la înființarea Curții Constituționale, care, așa cum s-a mai precizat de la această tribună în cursul ședinței solemne, reprezintă garantul supremației Constituției. Sensul existenței Constituției României constă în apărarea valorilor fundamentale înscrise în legea fundamentală. Dacă nu este în mod activ și efectiv apărată, Constituția României riscă să fie redusă la un set de principii și norme de drept frumoase, nobile, dar invalide, lipsite de orice valoare și forță, iar atunci când Constituția nu este respectată, sunt puse sub semnul incertitudinii construcția democratică a statului și întreaga sa ordine de drept. Orice popor, pentru a fi puternic, trebuie să-și iubească și să-și apere Constituția, pe
pentru că aceasta îi aparține și îi reprezintă. Constituția României conferă un sens comunității politice. Nu în ultimul rând, Constituția consfințește garanția dezvoltării normale a societății noastre împotriva oricărei forme de totalitarism, intoleranță, discriminare și populism. Grupul parlamentar al minorităților naționale se va implica în procesul de revizuire al Constituției și ca de fiecare dată va propune și va susține măsuri care să consolideze democrația și care să contribuie la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor săi. Să nu uităm, stimați colegi, că minoritățile naționale au avut un rol extrem de important în construcția statului român. În încheiere, aș vrea să vă reamintesc că potrivit articolului 4, care prevede și nu vorbește, așa cum am mai auzit de la această tribună, România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate sau de apartenență etnică. La mulți ani Constituției României, la mulți ani România, la mulți ani tuturor cetățenilor acestei țări. Echipa emisiunii Din Viața Romilor a însoțit delegația prim vicepreședintelui Partidei Romilor, Daniel Vasile, coordonator al regiunii Moldova, în acțiunile derulate în județul Iași. Reprezentanții echipei de la centru, alături de membrii filialelor județene, au vizitat comuna Lungani, situată în sud-vestul județului Iași, ce găzduiește o comunitate semnificativă de etnici romi. Cunoscând bine lipsurile cu care se confruntă copiii și pentru a încuraja participarea școlară în comunitate, Partida Romilor a organizat acțiuni educative și a premiat elevii romi, oferindu-le ghiozdane dotate cu rechizite potrivite pentru fiecare vârstă. Ne aflăm în comuna Lungani. Aici, în comună, organizația noastră este prezentă de aproximativ un an și 6 luni. De la momentul la care a avut loc schimbări în cadrul organizației județene, am considerat că această comunitate este foarte importantă pentru organizația noastră și pentru viața romilor, întrucât în componența comunei Lungani regăsim un sat, satul Zmeu, care are o populație de aproape 99% cetățeni români de etnie romă. Tot în această comună, primarul din localitate este cetățean român de etnie romă, un cetățean român de etnie romă asumat, care își recunoaște apartenența la etnia romă și care a reușit în aproximativ 4 ani de zile să schimbe fața comunității în bine, având proiecte de infrastructură, proiecte de dezvoltare comunitară, proiecte în domeniul educației. Vorbiți-ne despre acțiunea pe care o implementați în comuna Lungani. Este o acțiune care vizează îmbunătățirea și accesul la educația copiilor de etnie romă. Beneficiarii ai activităților derulate de organizația noastră sunt copiii de etnie romă și nu numai, sunt și copii aflați în stare de vulnerabilitate, copii care au nevoie de sprijinul organizației noastre în perioada asta de pandemie. Știm foarte clar că educația se desfășoară cu lipsurile, cu problemele. Vorbiți-ne despre darurile pe care le-ați adus acestor copii. Am adus ghiozdane pentru copii din clasele primare, 1, 5 și 5, 8, cu rechizite, cu dulciuri, cu tot ce s-a putut face din partea Partidei Romilor. Și prin buna colaborare cu domnul primar Virgil Corobuță, care este de etnie romă și este alături de noi în ultimul an, în care se implică cu toate activitățile noastre și suntem foarte bine primiți în comunitatea dumnealui.
În urma procesului de restructurare și reorganizare a structurilor Partidei Romilor la nivelul județului Iași, în ultimul an, activitatea noilor reprezentanți ai asociației a sporit vizibilitatea problemelor cu care se confruntă romii, dar și interesul autorităților în vederea rezolvării acestora. Dumneavoastră, o perioadă îndelungată de timp ați refuzat. Ați refuzat să colaborați cu organizația noastră. De când am venit în calitate de coordonator regional și împreună cu doamna Ursu, ați acceptat să reluați dialogul cu organizația noastră, pentru că este normal. Aici, dumneavoastră, sunteți primar, în primul rând, pentru comunitatea de romi. Sigur că, alături de satul Crucea, avem și alte sate în această comună. Satul Zmeu. Satul Zmeu și acolo regăsim populație de etnie romă, dar dumneavoastră sunteți primar ca urmare a faptului că romii au avut încredere în cuvântul dumneavoastră. Românii au avut încredere în colaborarea și în ceea ce vizează activitatea dumneavoastră. Vedeți, zilnic la primăria Lungani avem câte 100-150 de oameni și au diferite probleme. Nu apare cu casă. Vă dau un exemplu. În satul Crucea, datorită faptului, acum au rămas, cred că satul Crucea este în proporție de 99% cetățeni de etnie romă. Așa. Românii au plecat, au vândut casele la romi cu o zdelcă. Ăla de ce da s-a dus? Cum pot să-i fac eu lui ăla acum act? Cum pot să-i fac act ca să el să poată beneficia de încălzire, să-și facă și el? Avem foarte mulți care vor să-și facă buletinul un copil. Deci dacă nu apare cu casă, unde îi dai domiciliu? Copiii au deja 11-12 ani și nu sunt înregistrați nicăieri, n-au certificat de naștere. Reprezentantul romilor în Consiliul Județean luptă pentru a aduce la cunoștința autorităților problemele din comunitate, creând cadrul favorabil încheierii parteneriatelor care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai al romilor și care le conferă statutul de cetățeni egali în drepturi și în datoriri. Ce proiecte de viitor propuneți astfel încât să ducă la îmbunătățirea traiului romilor? Datorită faptului că avem parteneriate făcute cu evidența populației, vrem să venim în ajutorul populației de etnie romă din comunitate pentru a intra în legalitate cu documentele de identitate și documentele de proprietate. Primarul comunei, fiind un reprezentant al etniei, cunoaște bine lipsurile cu care sunt condamnați să trăiască membrii comunității și de aceea a încercat, prin implicarea reprezentanților Partidei Romilor din județul Iași, cu sprijinul coordonatorului regional Daniel Vasile și a întregii echipe de la centru, să asigure romilor din comuna Lungani condiții de trai mai apropiate de nivelul secolului 21. Între proiectele finalizate cu succes la Lungani se numără și pietruirea drumurilor din comună, următorul pas fiind asfaltarea, preconizată să se realizeze în proporție de 95%. Întorcându-și fața către copiii comunității, au fost luate măsuri menite să schimbe radical mediul în care ei se dezvoltă. Astfel, în satul Zmeu din comuna Lungani, acum există un centru de zi unde 50 de elevi primesc o masă caldă și își fac lecțiile împreună. Cei mai mulți dintre ei nu au șansa de a petrece sărbătorile de iarnă în jurul bradului de Crăciun, așa că, în cadrul centrului, au avut bucuria de a împodobi unul și de a rămâne cu imaginea podoabelor frumos colorate. Vizita prim-vicepreședintelui Partidei Romilor, Daniel Vasile, în comunitățile din regiunea Moldovei a continuat, următorul popas fiind în comuna Răducăneni. Partida Romilor derulează aici acțiuni susținute de promovarea educației și încurajarea participării școlare în rândul copiilor romi. Cu sprijinul reprezentanților sucursalei locale, Partida Romilor a organizat manifestări educative pentru copiii romi și a oferit participanților ghiozdane noi, pregătite cu rechizite. Inițiativa organizației reprezentative a romilor recompensează străduințele și ambiția copiilor romi care încă învață la lumina lumânării, merg în continuare la cursuri pe drumuri neasfaltate, pline de noroi și obțin rezultate școlare deosebite. Educația copiilor romi nu este singura problemă a romilor din localitate. Comunitatea din Răducăneni este confruntată cu lipsuri majore, oamenii fiind nevoiți să supraviețuiască în condiții improprii unui trai decent. Prezent în mijlocul comunității, prim-vicepreședintele Partidei Romilor, Daniel Vasile, a văzut toate problemele cu care se confruntă oamenii din localitate.
Noi am venit să vorbim în primul rând de problemele pe care le aveți în comunitate. Știți când am fost acolo în comunitate la voi? Da. Unul spunea, domnule, n-am act de proprietate, nu pot să fac certificatul la copii, nu pot să fac buletinul, nu pot să iau un ajutor social, că n-am act de identitate, e corect? Da. A spus că n-aveți apă, că n-aveți canalizare. Acum am venit să vorbesc cu domnul primar. Da. Care sunt proiectele care vizează nu numai comunitatea asta a majoritarilor, ci și comunitatea voastră, să aveți și voi apă, să aveți acte de proprietate, să aveți și voi asfalt, să vi se îmbunătățească condițiile de viață. Da. M-ați sunat, v-am răspuns, am venit la orice oră m-ați chemat, când aveți probleme în comunitate, vin la voi, vă ajut, încerc să rezolv la nivel județean. Să-l ajut și pe domnul primar, pentru că poate eu pot să ajut altfel. La nivel național avem aici pe colegii noștri, da, la București, și putem rezolva. Rezultatele inițiativelor Partidei Romilor sunt deja vizibile în majoritatea comunităților din județul Iași. La Răducăneni, după restructurarea organizației locale a Partidei Romilor, se fac acum primii pași într-un proces de dezvoltare a comunității. Într-un singur an, proiecte importante dedicate îmbunătățirii situației romilor au prins contur și, chiar dacă implementarea acestora va necesita timp, oamenii și-au regăsit odată cu aceste demersuri speranța unei schimbări în viața lor. Am încercat și am rezolvat în mare parte cu proprietatea terenului la familii care nu au proprietatea terenului, terenul fiind al primăriei. Am făcut acte notariale, contract de vânzare-cumpărare la cei care locuiesc acolo pentru a-i pune în legalitate zona aia. Acum încercăm să extindem rețeaua de iluminat în acea zonă. Dar și aici, dumneavoastră, trebuie să ne dați concursul să rezolvăm actele pentru ca să putem face așa zisul puz de extinderea rețelei de energie electrică. Aveți reprezentanții și prin ei noi putem colabora foarte bine. Când avem o problemă, noi ne ducem vă duceți la ei. Oricând. Și ei, unul, doi, vin și stăm de vorbă, analizăm și vă transmite tot ce e de făcut. Pe de altă parte, doar mă cunoașteți de atâta timp, de atâția ani, sunt în mijlocul dumneavoastră permanent. Banii vin de la guvern în baza unei documentații, în baza unui proiect care pleacă de la primărie și ajunge de la Oficiul de Cadastru Iași, la Oficiul de Cadastru, la Agenția de Cadastru în București și vin banii. Sunt niște proceduri, niște lucruri care sunt legale și peste care noi nu putem să trecem. În urma acestei vizite în teritoriu, prim vicepreședintele Partidei Romilor și coordonatorul regiunii Moldova, Daniel Vasile, și-a programat deja în agenda de lucru a anului viitor strategia pe care o va aborda în implementarea proiectelor stabilite, precum și problemele care trebuie abordate cu prioritate. Noi ne vedem în luna februarie să discutăm pentru anul 2022 ce avem de făcut, care proiecte sunt de competența Consiliului Județean. Care proiecte vizează viața comunității? Proiectele de infrastructură, lumină, apă, canalizare, acte de proprietate și stabilim foarte clar ceea ce avem de făcut pentru anul 2022. O să fie prezent și liderul vostru din comunitate, da? Și atunci o să vă informeze ce vom face noi împreună, Partida Romilor, împreună cu domnul primar pentru anul 2022, ce vom face pentru 2023, ce vom face pentru 2024. Mușcarar ne-i gat în ele.
ține în viață bine, păi cum să mă las eu de tine, când ți-e casa lângă mine. Fac doi pași, o săritură, și-s la tine în bătătură, și mai fac doi pași de-ai mei, sărut ochișorii tăi. Hai da, hai da, dă terei ori, să-ți miroasă gura flori, și buzelea mișunele, mușcărar neicat în ele. Hai da, hai da, dă terei ori, să-ți miroasă gura.